Bun găsit! Urmează zile pline de piftie, fripturi, cozonaci sau alcool. Cum ne alcătuim meniul de Crăciun astfel încât să nu ne îngrășăm și să nu ne pară rău după aceea, aflăm împreună cu nutriționistul Vera Daghie. Mulți dintre noi abia așteptăm această perioadă, din punct de vedere alimentar cel puțin, așa că aș vrea să ne spuneți ce facem ca să nu ne îngrășăm de Crăciun sau ca să nu ne fie rău de la atâta mâncare. Da, din păcate noi românii suntem foarte mâncăcioși și foarte gurmani și parcă așteptăm tot anul ca să vină Crăciunul să pot să mănânc salată bœuf, porc, care este măria sa, porcul e în prim plan al sărbătorilor de iarnă și toate nebunelile. Am putea cu toții să ne bucurăm de toate aceste mâncăruri, și dar trebuie un pic, cu un pic de skepsis. La maniera că nu este nevoie să mănânc toate aceste bunătăți la o singură masă. Crăciunul se întinde pe 2-3 zile. Le pot repartiza toate minunățiile acestea pe parcursul a 3 zile și pe parcursul a 3-5 mese peste zi. Spuneți-ne când mâncăm sarmalele, când mâncăm friptura, când mâncăm un cozonac, exact. Că totuși vrem să le mâncăm pe toate. Putem să le mâncăm pe toate, dar nu toate deodată. Exact. Și nu cantități industriale. De exemplu, în ziua de Crăciun pot să mănânc dimineața un cozonac, o felie, două de cozonac. La prânz pot să mănânc sarmale cu mămăliguță și cu un pic de piftie. Dar atât. Ca desert pot să mănânc cu o feliuță de tort la gustarea de după amiază sau ce este în casele oamenilor. Și seara, acum depinde, un cârnăcior cu murături sau cu legume neapărat, în niciun caz asociat cu garnitură, cu cartofi sau cu alte minuni. Și dacă respectăm regulile astea, am putea avea, să spunem, niște sărbători fără kilograme în plus. Sărbători fără kilograme în plus și mai ales, vă spune cineva care a lucrat foarte mult în spitale, fără secțiile de gastro pline după aceste sărbători. Dacă facem exces, da, ajungem în clar. Da, pentru că mai ales pentru cei care au ținut post, este foarte important să țină minte după această perioadă de post să nu sărim în totul, pentru că organismul, ușor, da, se va răzbuna. Spuneți-ne și 5 combinații sau câteva combinații strict interzise. În primul rând, proteine cu carbohidrați, ceea ce înseamnă carne cu cartofi, pâine, paste, orez. În niciun caz. Dulcele pe post de desert imediat după masă. Deci mai așteptăm. Mai așteptăm măcar 2 ore ca să mâncăm acel. Fructele niciodată nu se combină cu absolut nimic. Se mănâncă singure ca atare, fie pe post de gustări, fie ca o masă propriu-zisă. Ce ne facem cu alcoolul? Totuși, e o perioadă în care sărbătorim multe și vrem să mai bem un pahar de vin. Cum facem să nu ne fie rău sau să nu ne aducă aceste kilograme în plus? Deci nu suntem habotnici. Pentru că alcoolul totuși îngrașă, nu? Nu suntem habotnici și totuși va trebui să sărbătorim într-un fel sau altul. Ai zis doar de vin, ai amintit. Din punctul meu de vedere, cel mai permisiv este vinul. Și acesta să fie un vin bun, de bună calitate, sec sau demisec. În niciun caz vinul dulce, care aduce un aport de calorii foarte ridicat. Foarte periculoase în categoria alcoolului sunt cocktailurile. Acestea sunt bombe calorice. Decât să beau un cocktail, mai bine mă rezum, nu știu, la o tărie, dacă vreau să beau ceva. O tărie simplă, neamestecată, cum știm că se mai practică, cu băuturi garbogasoase, exact, sau diverse, exact, sucuri de. Și o șampanie, iar e binevenită. Acum să nu le amestecăm pe toate în aceea zi la aceeași masă. Și când avem totuși voie să consumăm alcoolul? Adică putem în timpul mesei sau după masă? Sau, nu știu, există vreun pont din punctul ăsta de vedere? Nu, de preferat ar fi după masă ca un digestiv și nu înaintea mesei, pentru a ne stimula pofta de mâncare și secrețiile gastrice și după aia și sucul gastric și după aceea să cerem mai mult de mâncare. Deci ca un digestiv ar fi de preferat după mesele, după o masă principală. Și e un mit sau o realitate faptul că țuica sau palinca înainte de masă ne dă poftă de mâncare sau ne ajută la digestie? Nu, chiar e adevărat. Adică dacă ne gândim la cei din Ardeal care își încep ziua cu gurița de palincă și cu un pic de grăsime bună pentru organism și sunt în stare să muncească toată ziua. Nu, dacă este o palincă sau o țuică adevărată, chiar e foarte sănătoasă. Unde vă putem găsi?
Toate sfaturile mele și toate cazurile le puteți găsi pe Facebook-ul meu Diete Personalizate sau pe site-ul meu Diete Personalizate. Vă mulțumim frumos! Noi ne revedem și mâine!